Bună dimineața, bine v-am regăsit! Vă doresc tuturor o săptămână frumoasă, cu mult zâmbet și spor în toate! Frigul din ultima perioadă, venit după temperaturi măricele pentru această perioadă, ne-a bulversat cu siguranță organismele. Specialiștii spun că, de fapt, cel mai rău ne fac trecerile bruște de la o temperatură la alta, dând peste cap sistemul de termoreglare al organismului. În această situație, cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi este să avem grijă de imunitate, de sistemul de apărare al organismului. Trebuie să-l ajutăm să depășească această perioadă friguroasă. Pe lângă tratamentele specifice de mărire a imunității, există și alte metode de sporire a rezistenței, despre care vom vorbi astăzi și mâine. Una dintre ele este alimentația. Aportul crescut de vitamina C ne ajută să fim mai puternici în fața frigului și a răcelilor, iar pătrunjelul este o excepțională sursă naturală de vitamina C. În cele ce urmează vă aduc două variante în care puteți consuma pătrunjelul ca să-l puteți include zi de zi în meniurile voastre. Putem bea ceai de pătrunjel, conține și vitamina C și în sezonul rece avem nevoie de o vitaminizare a corpului. Putem să facem un ceai de pătrunjel. Foarte și ajută și la eliminarea lichidelor care le avem în exces în organism, a toxinelor. Deci ne ajută și în alte părți, nu neapărat că ne... Se prepară simplu, nu? Din pătrunjel verde. Da, se pune se fierbe apa și se pune infuzia de pătrunjel, se lasă 5-10 minute și o punem în cană și avem, o savurăm. Și nu uitați că pătrunjelul este bine să-l consumați cât mai des, mai ales în sezonul rece, pentru că ajută la creșterea imunității. Putem să-l punem în salate, în mâncăruri, putem să-l punem în cocktailurile din fructe naturale, da. În freșuri. Da, da, este foarte. Și iată, astăzi am aflat și rețeta de ceai de pătrunjel. Da. Vom face o salată de pătrunjel. Deci avem nevoie pentru această salată de două legături de pătrunjel. Da. Un ardei gras. O ceapă. O ceapă. Uscată. 2-3 castraveciori, depinde cât sunt de mari. Uh-huh. Una, două roșii, sare, piper, un strop de ulei de măsline. Și asta e tot.